Azi să faci o piesă, vin vizualizările. Și în primul rând nu sunteți artiști. Nu sunteți artiști. Dar ce sunt, doamna Ilinca? Artistul este de muzică populară. Faci o școală. Nu ei care au lăsat căruța și plugul de cană și au venit la București ca să facă cânteși. Iorela a cântat câteva melodii populare. Doamna Ilinca, e adevărat că lor fi artiști, dar dacă o lăsa căruța și plugul și au făcut 10 milioane de vizualizări într-o săptămână, păi înseamnă că sunt foarte tare. Păi da, că lumea îi votează, da, îi apreciază pentru prostiile care le faci, da. Asta ce am făcut? Și ați făcut. Faceți emisiuni la televizor și stați aici și fata îi la Blăjești. Fata este la Blăjești, nu? Da, cu o să iau și fata să mergi mai... Mă vede și în Italia. Poți să faci 10 pânărâmi. Da, mergeți acasă la copchilă. Da, faci copchil. Nu. Da, și de amândoi. Amândoi. Dar revenind, v-ați obișnuit cu un câștig ușor. Tu ai zis că nu. Din niște bani. Merge amândoi. Din niște bani pentru care nu trebuia să faci jucar un pai. Mergeți amândoi acasă. Doamna Ilinca, te-ai văzut aranjată, frumoasă, îmbrăcată, cu tocuri. Dar nu mă interesează pe mine și acasă. Nu, pentru dumneavoastră vă întreb. Stați un pic, vorbesc cu domnișoara. Mă rog, doamna, și ai văzut că vin niște bani ușor. Acum vine frigul, îți dai seama, e treabă. E de crăpat lemnii, de băgat în sobă. Ba, eu le-am crăpat, nu mă duc să le iau, să le pun la sobă. Era metaforic, nu știu că le-ați crăpat. Ziceam și eu așa, că e greu de crăpat pijer dimineața cu promoroaca în mustăți. Du-te la lemnă, adi, lăsai că se ude, dă-le, nu ard, murim de frig în casă. Așa la dos, așa la dos, Amelie, nu le plouă. Da, eu le-am asigurat bine lemnele. Era un fel de a spune, eu țin cu dumneavoastră, doamna Ilinca. Nu mă lăsați să țin cu dumneavoastră. Eu le ziceam lor că e grea mult. Dar ea nu mai faceți emisiuni cu ei. Gata. Băi, mai pliniți la acel direct. Mă scuzați? Ne întrebam cu ei seamănă Viorel. Poftim? Ne întrebam cu ei seamănă Viorel. Nu mai, gata, nu mai fac. Nu mai fac. Nu mai faceți emisiuni cu ei, nu mai pliniți în platou. Gata, băi, ieșiți afară. Are copil acasă, doamnă, are copil acasă. Duceți-vă la copil acasă. Chiar până... Dar treceți prin protocol să discutați cu doamna. Duceți-vă la copil acasă. Nu merg acasă. Poftim? Stai mai aici. Veronica, stai tu că plec eu. Veronica, trece înapoi că plec eu. Veronica. Du-te tu înapoi că plec eu. Trece aici așa. Doamnă, nu-i lăsați aici. Că e o problemă. Nu-i lăsați aici așa. Doamna Ilinca. Eu nu mă dau. Nu-i lăsați aici acasă. Veronica, nu-i lăsați aici. Veronica, te-i faci patru masca. Stați un pic. Liniște un pic. Putem să o tăiem un pic pe doamna Ilinca? Că nu. Stați un pic așa. Un pic să-i tăiem. Veronica. Am vorbit cu maica mea. La telefon cu mama mea. Și ce a zis mama ta? Nu mai plânge degeaba, doamna Mirela. Lasă-mă un pic și pe ea să vorbească. Nu, două secunde. Nu, două secunde. Lasă-o pe ea să vorbească acum. Zi, Link. Doamne, iartă. A zis că prea mult, dar și crezi că sunt fata ei? A zis de și să iasă la poartă ca mine. Vă și neba. Nu mai plânge să-ți faci rău. Dacă n-au... Prea mult decide doamna Ilinca în locul Veronicăi. Nu este fata ei și nu ar trebui să decide. Doamna Mirela, așa, haideți să vă spun eu. Și nu o lasă să iasă la poartă. Doamna, nu am mai gândit să ies la poartă. Dar ce? De ce mă ocărăște pe mine? Ce am făcut și la oamenii ăștia? Veronica, eu ți-am spus așa. Totul nu... cade asupra mea. Eu nu ți-am spus să trăiești cu soacra în casă. Dacă nu poți, că e greu traiul în orice caz cu părinții, sunt mai multe generații, fiecare părinții mei mă înțeleg. Concepțiile lui. Dar mutați-vă într-un culcuș al vostru, însă eu vă spun că în momentul ăsta pentru voi varianta București nu este o soluție pe termen lung. Voi aveți niște probleme, așteptați un copil. Aici Bucureștiul este în primul rând, are cele mai multe cazuri de infectări cu COVID, poți să le iei de oriunde, da? De oriunde. Asta e unul. Doi. Cea mai grea viață e în București, cea mai scumpă viață e în București, se dau afară sute, mii de angajați, vedeți că Horeca e la pământ, sunt atâtea industrii la pământ, oamenii o să ajungă realmente să moară de foame și nu o să vă angajeze pe voi care școală n-aveți, experiență de muncă n-aveți, nu o să vă angajeze nimeni, numai că sunteți voi Vulpița și Viorel. Nici concerte trebuie... nu prea sunt. Doamna da, Mirela, nici concerte nu mai să sunt. Să vă spun, voi nu... eu vă spun ca, cum să spun, ca unor oameni cărora le vreau binele. Dacă cu Ilinca nu puteți și e de înțeles și asta, că e greu, adică o vedem pe doamna Ilinca ce turuie, da? E clar că nu e ușoară viața. Da, știu că e. Eu vă spun așa, luați-vă culcușul vostru, bun, rău, dacă aveți o singură cameră încălzită și o bucătărioară acolo, au trăit oameni și au dezvoltat singuri și au făcut o căsuță și în ani de zile au muncit, domnule, și s-au dezvoltat, au crescut. Nu trebuie să aveți palat, nu trebuie să fiți ca la hotel.
un loc ușor. Să zici ce frumos e când tu încui, tu descui, vrei să speli vasele, le speli, nu, nu. Stai cu copilul tău, te uiți la film indieni, la ce vrei tu. Tu vii ca bărbatul acasă cu banii după o zi de muncă. Aduce un suc, aduce o bomboană mentolată doamna la nevastă. Mirela, nu, și nu mai stai cu aseară, aseară sunase cineva. Așa, eu îți spun una, tu îmi zici alta. Tu ai auzit ce am zis eu până acum? Stați-vă, explic în două secunde. Aseară m-a sunat cineva și mi-a spus așa, exact, sigur, a spus, aștepți telefon de la noi, mâine sau poimine, îți vă asigurăm cazare tot pentru un loc de muncă. Nu unde e aici, mai? În aici în București? E în aproape, în apropierea Bucureștiului, e în altă parte. Deci în aproape. Doar apropiere. Pentru tine sau și pentru Veronica? Și pentru Veronica și pentru mine. Deci aseară s-o discutat, am vorbit. Prieten de-ai Lilianei, la care dormiți voi acum? Îi cineva de acolo, da. E ușor de înțeles. Da. Vedeți că și la Liliana o fie fată bună, dar nu puteți să stați pe capul oamenilor la infinit așa. Nu, omul ăsta a spus destul de clar. Da, a venit. Bine.